normal ar fi trebuit. Asta e cu în discuții de care le-am avut în dezbatere publice legate de acest proiect, să mai fi venit cineva cu propunere. În condițiile în care, dacă el rămâne așa, miercuri, în momentul în care vom avea ședință extraordinară a Consiliului Local, el va fi aprobat și va rămâne literaturile pentru anul 2015, bineînțeles până la sfârșitul lunii iunie, când în luna următoare vom putea face niște rectificări, niște bani dintr-o poziție în alta, dacă se va cere și va fi cate. Bun. Dacă dumneavoastră, legat de acest buget pe care vi l-am prezentat, aveți propuneri, sugestii sau observații legat de acest proiect, vă rugăm frumos să spun. Stau pe strada Odobești. Da. Mi-a rămas foarte surprins că pe strada noastră n-a venit niciun domn viceprimar sau un domn deputat sau consilier să discute și cu noi necazurile care le avem noi oamenii mai în vârstă care suntem majoritatea pe această stradă. Și ar vrea să am văzut, am citit în ziar străzile care se vor reface, se vor lua măsuri ca să fie o viață mai bună pentru cei care lucrează acolo, care stau acolo. Și strada Odobești n-a apărut nici anul ăsta, nici anul trecut, nici anul trecut. Eu, la vârsta mea, consider că strada Odobești există în Focșani. Numai nu există aici la Consiliu. Strada Odobești, strada Mărășești și toată zona aia de nord a municipiului Focșani nu a fost prinsă decât în reparația anul acesta. În 2016-2020 se va deschide o nouă linie de finanțare privind aceste proiecte de integrare urbană. Așa cum facem acum, cum lucrăm la SUD și așa mai departe. Dacă în proiect nu reușim anul ăsta să prindem acest sau nu să scot la licitații, atunci vom ține cont de ce a spus dumneavoastră să intrăm pe strada Odobești. Dar dacă cumva putem să prindem toată zona aia în reabilitare, este păcat de Dumnezeu să cheltuim acum niște bani ca peste 2-3 ani de zile să stricăm lucrările care le-am făcut acum. Deci, în cursul anul acesta vom afla dacă avem posibilitatea să scoatem din nou un proiect în acesta cu refacere întregii zone de nord al municipiului Focșani. De când s-a făcut modernizarea Pieții Unirii, da, stradela din spatele hotelului Unirea, ne-a fost decopertat trotuarul, care era bun rău cu asfaltul după vremea împușcatului, așa, și a rămas cu gropile acolo. Mașinile, dați-mi voi, s-a făcut canalizare. Canalizarea se lasă mereu în jos și s-a reparat de 2 ori până acum sau de 3 ori și dă mașini în grope acolo și nu mai merg pe acolo, merg de acum pe sus pe dincolo. Oamenii nu au unde să meargă pe trotuar. Am studiat un pic proiectul de buget disponibil pe site și am constatat că nici la capitolul investiții nu se spune nimic despre bazele sportive. Știu că mă adresez unui consiliu local care a votat în număr de 21 taxe pentru copiii din oraș la sport. Nu știu dacă știe și presa acest lucru. Suntem singurul oraș care aplicăm aceste taxe. Dumneavoastră ați promis la Gala Sportului că o să scoateți aceste taxe. Dar vreau să vă atrag atenția că în municipiul Focșani văd că sportul și, în general, cel de masă este pe ultimul loc. Aceste baze sportive nu sunt ale noastre. Ele sunt ale Consiliului Județean dat în administrarea noastră. Deci noi le folosim. Bani investesc în aceste baze... Cine investește bani în aceste baze sportive este Direcția de Dezvoltare. Ei și-au prevăzut bani pentru anul acesta. Ce doresc? Doresc să termin stadionul ăla de la Mândrești, să-i facă băgard, să-l aranjez frumos, pentru că este un stadion foarte frumos și foarte bun. Dorim să-l refacem cu ăla. Chiar astăzi am discutat în ședința ordinară din luna februarie să dorim să inițiem un proiect prin care acele taxi pentru folosirea terenului să fie domnul consilier, să fie de acord, să nu le mai plătească nimeni, în condiții în care domnul director de la sport are obligația, a clubului sportiv, are obligația să facă un program strict pentru ore de antrenament, pentru ore pentru copii să joace fotbal și așa mai departe, pentru folosirea acestor baze sportive. Iar data asta, eu nu pot să spun că am acordat puțin bani pentru sport. Anul acesta s-au alocat cei mai mulți bani, aproape 33 de miliarde, 32 de miliarde, 3 milioane 200
toți copiii care vor să practice un sport sunt liberi să practice acest sport de orice bază sportivă de pe raza municipiului Focșani gratuit. Nu mai induceți în eroare opinia publică cu astfel de lucruri. Nu induc deloc în eroare opinia publică. Deci 2 miliarde de lei, ca să știe toată lumea, 2 miliarde de lei este plus la bugetul grupului sportiv municipal Focșani pe anul 2015 raportat la anul 2014. Și se finanțează în exclusivitate performanța, nu neperformanța. Despre asta vorbim, da? Și nu vorbim doar de o singură ramură sportivă, vorbim de 11 ramuri sportive, dacă nu mă înșel. Da? Mai nou, anul trecut, am înființat încă o ramură sportivă la CSM, secția de tir, care mai înseamnă și acolo alte, alte cheltuieri. Deci nu puteți să aruncați cu piatra în Consiliul Local să spuneți că Consiliul Local nu finanțează sportul și nu are grijă de tine. Dacă mă refer la surse, la taxele și impozitele locale, punctul nostru de vedere este că aceste taxe și impozite, una, sunt prea multe, sunt prea mari, ca practic nu puteți să le mai plătim, vrea să le dezvoltăm, nu știm cu ce, cum să facem. Acum, bugetul 90% sau 9% e făcut. Noi ne dăm cu părerea, poate, că pentru anul care urmează. Așadar, dacă aceste taxe și impozite să sunt cu acel atâta chin, să vedem cum le cheltuim. Și eu cer Consiliul Local, care a făcut un efort extraordinar ca să facem bugetul chiar așa de ușor, să le cheltuie cu chizuință pe cele domenii care s-a stabilit, că dacă nu s-a stabilit, nu ești în plan, nu ai ce să cheltuie. Al doilea aspect, referitor la capitolul investiții. Eu am venit să fac, de fapt, niște propuneri, dar acum le fac degeaba pentru că nu mai au loc în buget. Referitor la capitolul investiții, ar trebui ca Consiliul Local, un eșantion, o parte din bani, să sprijine mediul de afaceri. Că dumneavoastră zice, sau Consiliul Local, băi, va veni și mediul de afaceri. Pe ce trebuie de face dacă nu zice nimeni de el? Deci, dacă îl sprijinim, ar trebui să prindem o anumită sumă, să sprijinim câteva firme care fac producție, care fac locuri de muncă, care se dezvoltă și vor plăti mai multe taxe și impozite ca să ajungă la bugetul local. Pentru că bugetul local, după câte vedere, e cam sărăcuț. Pentru a discuti de impozite și taxe, trebuie să mergem pe legea 117 privind ajutorul de stat, ceea ce înseamnă la nivel de municipiu construcții în valoare de peste 500.000 de euro și 51 de salariați noi angajați. Astea sunt condițiile pentru a acorda facilități de la bugetul local. Nu avem temei legal să acordăm altfel de sprijin societăților comerciale prin scutiri de impozite și taxe.